deja încetinește singură. Și uite. Bun, 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 bun. L-am băgat și preparing to charge. Și cred că începe. This output is out of order. Astăzi o să testăm autonomia Teslei, să vedem câți kilometri face cu adevărat Tesla. Pentru că, în teorie, mașina asta ar trebui să facă 400 de kilometri, dar am văzut că iarna asta, având vedere și că a fost iarnă, nu prea scotea kilometrii sub nicio formă în oraș. Dar sunt curios acum la drum lung și la o temperatură exterioară destul de bună. Astăzi ar trebui să fie aproximativ vreo 20 de grade pe drum. Să vedem cum se descurcă mașina. Avem astăzi de parcurs 420 de kilometri până la Hatzegg. O să fie o experiență destul de interesantă, să vedem cum se va descurca mașina. Scopul meu de astăzi este să ajungem de la București până la Sibiu fără să încărcăm deloc. Să vedem dacă este sau nu posibil cu cea mai ieftină Tesla, adică cu cea mai mică baterie. 6 și 10 minute, mașina este 100%. Iar acum o să vreau să dăm în locație aici, Shopping City Sibiu. Ia să vedem cu cât ne spune noi că ajungem dacă dăm locația. În primul rând o să ne spună că ar prefera să se oprească la supercharger-ul de la Pitești, dar eu nu vreau treaba asta, eu vreau să vedem limitele și teoretic ar putea să ajungă foarte ușor la Sibiu direct. Așa că o să dăm aici pe punctele astea și o să spunem aici la setări că vrem fără trip planner, adică fără să ne facă iau un traseu cu supercharger și practic 5%. Deci cu 5% ne spune că ajungem la Sibiu dacă mergem normal, cu limitele de viteză și toate nebunile, 5%. Eu zic că o să ajungem cu mai mult. Acum depinde cum o să merg și eu, probabil o să merg și mai repede, cu tot cu precondiționare. Oricum, ideea e că cu cât ajungi mai puțin la 100 la supercharger, cu atât se va încărca mai repede. Fix acum ieșim din București, avem 96% și sunt curios să văd ce consum o să avem pe autostradă. Momentan, pot să arăt aici, avem un consum pe ultimii 10 km prin oraș de 13 kWh, cam așa, 131 vedeți aici. Și practic ne spune că dacă am menține consumul ăsta am putea să facem 389 de km. Să vedem acum ce consum o să avem pe autostradă. Ia uitați acolo, Pitești. Doamne ajută să fie bine. Să vedem dacă ajungem sau nu la Sibiu. Deci nici n-am intrat bine pe autostradă, că m-am uitat să vedem cu cât ajungem și deja ne spune că ajungem cu 10%. Acum merg și un pic mai ușor pe banda întâi și efectiv am rămas surprins că deja s-a dublat estimarea și ajungem cu 11%. Ia uite acum. Da, deci aparent am ajunge cu 11%. Chiar vreau să vă întreb acum, fără să vă uitați în față, cu cât credeți voi că o să ajung la 100 la Sibiu? Lăsați în secțiunea de comentarii, sunt tare curios să văd cine nimerește. Eu chiar nu știu, eu aș estima un 10%, uite acum crește la 12%, ești nebun? Bă, e bine, ești nebun? Acum e 10%, da, e cum si cum sa. Să vedem cu cât o să ajungem, chiar e... o să fie interesant. Fix acum ne apropiem să ieșim de pe autostradă, iar toată autostrada m-am abținut să nu mă uit cu cât ajungem, special pentru momentul ăsta, pentru că sunt curios cu cât ne scrie acum. Ia să vedem. 19. Și am mers, ca să vă spun și acum cu cât am mers, am mers între 110-120, temperatura afară sunt 10 grade. Temperatura ideală ca să mergi cu mașina electrică este 23 de grade, 22 de grade, cam pe acolo e temperatura ideală. Dar oricum sunt mulțumit de 19%, ceea ce e bine pentru că chiar am făcut și depășiri, n-am stat pe loc. Aici se vede clar că a fost o urcare ca lumea, după cum vedeți, după aceea a fost coborâre. Nu prea am putut să regenerăm atât de mult pentru că stăm în spatele unei cisterne, nu, tot nu găsesc posibilitatea de a o depăși în mod legal. Dar, na, așteptăm acum să găsim o posibilitate să depășim, oricum, de depășit, depășim. N-aveți idee cât am stat în spatele tirului ăsta, am mai depășit un tir, dar tirul ăsta se mișcă foarte încet. Am scăpat! Du-te! Gata, mă, că aici. Mi-am dat seama că nu am selectat destinația supercharger și practic nu începe precondiționarea la baterie. Foarte important să se încălzească bateria înainte de supercharger. Așa că cam așa arată graficul. Cu gri e practic cum a estimat mașina că o să o conduc și cu verde practic cum am mers. Și dacă dăm aici la încărcare o să putem selecta Sibiu.
Am selectat aici locația și exact cum am zis, a început precondiționarea, iar în momentul de față se încălzesc bateriile mai bine pentru a încărca la cea mai mare viteză, pentru că o să ajungem exact cu cât avem nevoie ca să atingem maximul de viteză. 10 și un sfert, am ajuns într-un final la mall-ul de la Sibiu, Shopping City Sibiu. Și ia uitați ce avem noi aici. Fix în fața mall-ului aici, frumos, superchargerele pe care le alegem acum. Concluzie, 8% era. Acum e 7%, nu pot să cred că fix acum pe filmare s-a schimbat în 7%. Deci, răspunsul cred că final ar fi... Se acceptă ori... A, 8, never mind. Deci 8%, nici iar nu-i decis exact cu cât a ajuns. Răspunsul final este 8% sau 7, nu mai zic nimic. Nu. În fine, o concluzionăm cu 9%, așa că e cam pe acolo. Concluzia traseului ăsta București-Sibiu cu Tesla, cea mai ieftină de 55 de kW baterie, este că poți ajungi, eu n-am mers nici foarte vitezoman, dar nu am mers nici economic, am mers potrivit și chiar multe depășiri, că am avut și depășiri cu camioane, deci am mers destul de tare. 277 de km făcuți, 40 de kW folosiți, consum 144. Se putea și mai mic dacă mergeam un pic mai încet, dar am mers destul de tare un pic, se putea și mai puțin. Tesla, să vedem. Bun. Bam. Apăsăm. Gățim. Gata. Cred că este cea mai mișto locație de supercharger. Adică efectiv ești în fața mall-ului, la doi pași de mall, fix în fața mall-ului. Super mișto locația. 40 de minute și se face full. De la 8% avem 40 de minute și se face full. Și încărcăm cu, eu zic că se oprește la 166 sau 167 pe acolo. Opa, exact, 166, 167. O să trebuiască să ne ducem acum neapărat la baie și să mâncăm ceva, dacă avem timp până astea 40 de minute. Și vă țin la curent, pentru că mai avem drum până la Hațeg. La 10 și 17 am băgat mașina la încărcat, să vedem în cât timp se face full de la 8%. Hai pe terasă. Deci eram aici la food court, încercam să ne alegem ce să mâncăm și am văzut terasa asta. Eu am văzut aia, nu mai minți lumea. Mamă, ce mișto! Nici nu mănânc înăuntru ca să fie clar. Da. Hai să mergem să luăm și ceva de mâncare, zic. By the way, mașina deja e... By the way, mașina deja e peste 50%. Nici nu-mi pasă, eu vreau poze. Ea vrea poze, ceea ce să mai zic. Mașina e deja încărcată de ceva minute bune. Am mâncat. Ia uite cum ne așteaptă. Ce gagică e acolo, ia uitați-o. Ce drăguț. Ce gagică. Frumos. Am zis dacă tot trecem prin Sibiu să dăm și o tură prin centru. Dorian Popa, tu ești. Ia uite. Ce frumos e Sibiu. Cum e Sibiu? Bine. Bine. După o mică vizită prin Sibiu, dăm următoarea destinație, mănăstirea Prislop, cu 48%. Dar nu e o problemă. Deși în Hațeg nu există niciun supercharger, există rețeaua de la Lidl gratuită, așa că e bine că în Hațeg există un Lidl care are stații de încărcare gratuite. M-am gândit că toți suntem pe drum spre Timișoara, să facem un mic fun fact, să vedem dacă am ajunge sau nu la Timișoara. Bine, ar trebui evident să ajungem, așa că hai să vedem aici. Timișoara, că vrem la Timișoara să mergem. Ia să vedem cu cât ajungem. Dacă ne impune ceva restricții, nu ne impune nicio restricție. By the way, în drumul spre Sibiu ne-a pus o restricție, mi-a spus neapărat să merg sub 90% ca să ajung la destinație. Eu n-am făcut treaba asta pentru că știam că o să ajung oricum și am mers cu 110-120 ceva de genul pe autostradă și am ajuns fără nicio problemă. A fost mai pesimist sistemul pentru că eu am un consum destul de mare în oraș și de asta. Hai să vedem cu cât ajungem în Timișoara. Deci, cu 9% ajungem în Timișoara, dacă menține ritmul ăsta așa. Foarte bine, deci chiar e bine. De la Timișoara încolo pot să mă duc prin Europa, că sunt o grămadă de superchargere, deci pot să străbați România și cu cea mai slabă, să spunem, Tesla, cu cea mai mică baterie. O chestie și megheră pe care am sesizat-o la autostrada asta, cum vin dinspre Sibiu, spre Timișoara, e că e în coborâre. De câțiva kilometri nu accelerez deloc și îmi mențin viteza asta pentru că mașina e foarte aerodinamică, am și presiunea destul de mare în roți pentru că așa e la electrice, pentru că e și grea mașina și merge efectiv fără să accelerez deloc, își menține viteza și hai să vedem ca idee, dacă uităm la consum, ia uite, e efectiv aproape zero, aproape încărcăm mașina.
Am ajuns și noi într-un final cu 42%, am mers normal, cum merg eu de obicei, și am ajuns cu 42%. După vreo 2 ore petrecute aici, o atmosferă destul de relaxantă, ne îndreptăm spre Castelul Corvinilor, care se anunță să fie destul de frumos pentru niște poze. Adevărat? 36% în Hunedoara la Castelul Corvinilor, iar după aceea la Hațe cu 25%. A few moments later. 38%, am mers mai economic decât se aștepta sistemul. Vreau să spuneți în comentarii câți dintre voi știați despre castelul ăsta și câți dintre voi l-ați vizitat. Sunt tare curios. În față avem Hațegul. Am ajuns și vreau să vă zic, bă, e identic cu harta României. E exact ca în joc. Te ajută, chiar te ajută să te plimbi pe hărțile alea României. Am ajuns la Lidl. Am ajuns la ultima stație de încărcare pe ziua de azi. De la ultima încărcare, de la Sibiu, am făcut 244 de kilometri și avem 15% baterie. Asta este o stație diferită, nu este supercharger, iar hai să vedem dacă funcționează cum trebuie. Selectăm portul CCS, dăm start. Este asemănător cu cel de la Tesla pentru încărcare rapidă. L-am băgat și preparing to charge. Și cred că începe. This output is out of order. Oh my god, doamne, ce m-am speriat. Am crezut că nu funcționează și credeam că urma să încarc la lent, ori la priză, ori la o stație de asta lentă. O oră până la 100%, dar nu o să fie nevoie să încărcăm 100%. Cred că o să încărcăm până la un 90. Mâine oricum o să alimentăm și în Târgu Jiu, așa că ce să mai, ne auzim mâine. E ora aproape 10, plecăm cu 84%. Prima oprire o să fie la mănăstirea Lainici, undeva în mijlocul defileului Jiului, iar după aceea o să încărcăm la Târgu Jiu. Mamă, doamne! A fost atât de bun drumul până fix aici, unde trebuie să ne oprim. Vai de capul meu! Vai de capul și de zilele mele. Am ajuns la următorul Lidl. Ia să vedem dacă au sau nu stații și dacă funcționează. Asta e foarte important. Avem nevoie de 45 de minute ca să ne facem bateria full. E un tip chiar foarte ok. După aceea la supercharger de la Pitești și după aceea acasă. Și poarta sărutului, care arată la fel de ciudat ca în joc. Și eu credeam că arată mai bine în viața reală, adică mi se părea foarte mic în joc, nu știu. Mi se pare micuț așa, nu știu. Am ajuns și la coloana infinitului, renumit, făcut de tot Constantin Brâncuș. Na, eu. În drum spre Pitești, ia uitați ce pădure am găsit. Plină de culoare. Mă, ce straniu arată, zici că... Bun, arată un pic straniu, nu știu. Păcat că plouă, dar poate ne opream. Așa, cu ploaia asta, nu ne oprim. Deja încetinește singură. Și, uite. Bun, 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 bun. A piuit puțin că lăsasem prea de vreme mâinile de pe volan. Și acum ia să vedem dacă ia și curba asta cum trebuie. Important e să aibă marcajele cum trebuie și încetinește automat, uite. Și chiar le ia destul de bine. De tot vrea să mai pun mâinile așa pe volan, să fie acolo. Neapărat trebuie să simtă că ești acolo cu mâinile pe volan. Uitați-vă vizibilitatea în față. Radarul e aici și încă se descurcă să țină benzile pe ploaia asta. Uite cum plouă în față. Și se descurcă și pe vizibilitatea asta, având în vedere că aproape e noapte. Abia se vede cu ochiul liber și mașina ține foarte bine banda. Bravo, Tesla. Ultimul, dar nu cer din urmă, tot la promenada, de unde am și început. Gata. Mai țineți minte cât de murdare era mașina înainte de Târgu Jiu? Uitați-vă acum, zici că abia am spălat-o, dar e efectul autostrăzii cu ploaia torințială care a fost. Zici că efectiv am venit cu ea de la spălat. Avem aici kilometri parcurși în călătoria asta, 895 de kilometri și mai adăugăm vreo 40 de kilometri. Am aproximativ 950 de kilometri, am făcut aproape 1000 de kilometri. Cu un consum de 16 kW, se vede că de la Pitești a mers tare, adică avem un consum de 20 de kW, ceea ce e destul de ok.
având în vedere cât de tare a mers și în ce condiții a mers. Pentru cei care nu știți, toată călătoria asta a fost făcută gratuit, a fost făcută doar la stații Lidl și Superchargere. Practic toată călătoria a fost gratuită, aproape 1000 de kilometri gratuit, ceea ce e destul de mișto. Și încă o dată mulțumim Tesla și Lidl că încă sunt gratuite stațiile în România și sper să se mai mențină așa cât se poate de mult. Încă nu se știe când o să coste. Probabil la Lidl nu o să coste prea curând, dar la Tesla ar trebui curând să coste, pentru că peste tot în Europa costă, numai puțin în Ungaria, în Bulgaria și în România, în partea asta de est a Europei. În weekendul ăsta am vrut să vedem câți kilometri putem face cu adevărat cu cea mai ieftină Tesla. Ați văzut rezultatele. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Eu am fost Andrei, urmează vloguri super mișto cu Tesla, așa că stați geană pe canal, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare.